Bună! Vrei să spui că lucrezi în IT, dar nu te duce capul să știi cu ce se mănâncă? Simplu! Vino la videochat! Nu-i așa că pandemia ți-a stricat toate planurile? Oh, și nouă! Ne-a stricat serverele de la atâta trafic și de la atâția euro. Aici banii nu sunt ochiul dracului, sunt ai ochiul lui Maro. Pandemia te-a lăsat în curul gol și pe mine, numai că cu mult mai mulți bani. Aveai înainte un job cinstit care s-a dus dracului din cauza pandemiei? Ei, vine la un job cinstit, nu prea moral, dar care a prosperat din cauza pandemiei. Vină la videochat! În viață e ca în mașină. Ca să supraviețuiești, trebuie să ai centura de siguranță. Așa și aici. Ca să supraviețuiești, ai centura de siguranță. Aici în studio avem foarte multe ținute. Ținute de purtat, femei ținute de fund de șeful lor și nu în ultimul rând, femei între ținute. M-a ajutat și școala generală, pentru că la ora de lucru manual aveam numai de 10. Așa și aici, 10 token pe oră. Am mai învățat că cine dă din mâini nu se neacă. Ce prostie! Eu dau din mâini și tomănec, dar măcar o fac contra cost. Userul meu este biluța, pentru că exact ca o minge de bowling îmi bag degetele în cele 3 găuri. Dacă te întreabă cineva ce faci, îi zici că ești corporatist. Păi da, nu lucrezi cu corpul și ești IT-istă. Partea bună este că nu contează cum arăți și nici nu trebuie să știi bine engleza. Tot ce trebuie să știi este așa. 3 token for my pussy, 4 for my ass. Familia mea, când a auzit prima dată ce fac, m-au susținut foarte tare. De fapt, au susținut că mă dezmoștenesc. Dar la câți bani fac acum, îi dezmoștenesc eu pe ei. Hai să fim serioși. Unde undeva o persoană cu capacitățile mele intelectuale poate să facă bani mulți? Doar pe tir. Tiriști? Echipa mea este poreclită NASA, pentru că este specializată în descoperirea găurilor negre. Doar cu ele descoperite umblăm. Este o vorbă străveche. Aurul nu este aur până nu-l bați cu ciocanul. Așa și aici. Tokenul nu este token până nu-l dai cu ciocanul de cameră. De când i-am zis familiei mele ce fac, viața mea e ca un măr. Mă rupea tăticul cum bătaie. La început, încasările erau foarte mici, dar pe parcurs au început să devină din ce în ce mai mari. Ce bătaie în casă am de la tata când ajungeam acasă, zicea, ești mai curvă ca mata când am luat-o. Ce pot să zic? Da, tată, am ajuns versiunea mai bună a mamei mele. Știți cum se zice? Vorba multă, sărăcia clientului. Când un client îți spune că ești frumoasă, asta înseamnă că poți să mulci mai mulți bani pe fraierul acela. Ca să par cultă, folosesc citate precum aruncă-mă lupilor și mă voi întoarce șefa la haită. Haita drecului! Sau hai tati, bagă bani token la mine în cont. Răspunsul meu la toate întrebările e bani. Când tăticul mă întreabă, ești curvă? Eu îi zic, ba nu. Când spun că lucrez în IT, mă refer la faptul că atunci când îi spun mamei mele cu ce mă ocup, ea zice, IT, capul meu, ce ai ajuns, măi, fată? Mulți cred că videochatul este despre dezbrăcat și nu e adevărat. Este despre cultură generală. Mulți chiar ne aseamănă cu canalul History. Pentru că foarte mulți după ce îl folosesc, șterg History din browser. Există o vorbă strămoșească. Pâinea făcută din sudoarea frunții are gust bun. Asta dacă te speli pe mâini. De mică mi-a plăcut să fiu fotografiată și să fac bani fără muncă. Ce frumos că aici toate visele mele s-au împletit, s-au îndeplinit. Eu zic că lucrez în IT nu pe hardware, ci pe hardcore. Se zice că meseria este brățară de aur, dar în meseria asta nu este recomandat să o porți la mână, că altfel poți să o pierzi.
VideoChat, singurul serviciu care te îmbracă pentru că te dezbraci. Hai la noi!